Budapesta acum vreo 9 ani, când s-a făcut prima experiență de transfer a comunicării printr-o purtătoare haotică. Deci, cu alte cuvinte, aș sugera, dacă vreți să intrați să înțelegem, de fapt, cum se face accesul la zona respectivă, să vă gândiți un pic la ceea ce se numește teoria haosului, cu ceea ce se numește, cum să spun, Feigenbaum, ca generator al teoriei respective, cu Chua, care este cel care a făcut primul oscilator, care are această proprietate interesantă, noi l-avem fizic făcut oscilatoare și încercăm să înțelegem cum funcționează, să le putem analiza, iar prin teoria haosului, haosul nu înseamnă problema dinaintea apariției Universului, acea substanță primordială, și nu, haosul înseamnă un tip de instabilitate, un tip de fluctuație, de anumită factură, care nu este nici întâmplare, nu este nici aleator, nu este nici hazard, ci e haotic, care are niște proprietăți matematice. Acel gen de instabilitate are și niște proprietăți suplimentare de rezonanță. În principiu are o formă de manifestare. Deci este, de exemplu, toată teoria aplicată pentru neuroștiințe. E teoria bifurcațiilor și a haosului aplicată la neuroștiințe. Deci s-a creat un aparat matematic și o vizualizare, un tip de împachetare a datelor ca să fiu capabil să pot să abordez problema respectivă, care ar trebui cunoscut și, din experiența mea cu joaca empirică cu pendulul, în sensul ăsta vom reuși în etapa imediat următoare să avem acces direct la informație, nu prin intermediul unor aparate suplimentare. Ce facem în momentul de față? Construim un telescop ca să punem niște întrebări naturii la nivelul telescopului. Cum face telescopul? Îmi dă niște urme energomateriale din care să străduc o lege universală. Păi se pare că pot să o întreb direct, înțelege ce vreau să spun. Asta se numește ortotehnologie. Ortotronul este aparatul care, cuplat la om, dă capacitatea să-ți răspunde natura direct la ce te interesează, nu să facă, să tot caut în urmele materiei. Și este definită de teoria Dragănescu ca ortotehnologie, iar aparatul care reușește să amplifice, să selecteze, să filtreze interacțiunea, numește ortotron. Deci în limba română e definit cu toată cartea, apropo de inelul unui material, și care am uitat să gândim pe lângă chestia asta și avem interes, pentru că, în final, toată consumul energetic pe care îl avem este să construăm dita mai tomahawk-ul, dita mai acceleratorul, dita mai construcțiile, de telescoape, de cantități, ca să aflăm niște urme de materie, niște întrebări fundamentale, care să nu să avem acces direct, cum am eu cu pentulul, că să găsesc obiectul. Numai că nu știu încă să pun întrebări naturii de genul ăsta. Nu știu să fac și de ce să pun întrebarea sau cum să pun întrebarea, nu spre binele meu personal, ca să intru cumva în competiție, să amplific competiția. Deci, în mod cert, trebuie înțeleasă că radiestezia este o cale ocultă de adivinație, care face parte dintr-o magie, care a fost folosită și ca magie neagră de-a lungul istoriei totdeauna, și dacă nu vom ști să fim suficient de integri, o putem folosi din curiozitate prost. De-aia fac distinție între uimire și curiozitate, da? Uimirea e a unui copil. Eu am fost uimit în fața acestei chestii. Am fost curios. Curios e deja pervers, dar să văd ce e în spatele acestei chestii. Am o intenționat, am o intenționat. Am fost așa de lovit de faptul că tot ce am știut nu se potrivește cu zona respectivă, că n-am avut timp să o gândesc, că aș putea să o folosesc. Dar am avut colegi, de exemplu, care au pățit următoarea chestie și vă sfătuiți, am avut și o reacție a lui Radu, care mi se pare foarte normală la chestia respectivă, să vă și împărtășesc și treaba asta. Am avut, de exemplu, niște studenți care au folosit treaba respectivă, s-au antrenat, aveau proprietatea respectivă și se duceau la examene. Și își puneau pe subiecte la examen. Are sau nu are? Mă ascultă ce mă ascultă. Și învățau numai chestia aia. Și vreau să spun că am mers foarte bine până la momentul crucial. Și am spus, nu te juca cu chestia asta. Că tu fără să vrei, e ca și când te uita în spatele ușilor închise, să vezi cum ține trage sporile. E periculos. Și exact la examenul de era la liceu, timp de 2 ani de zile, examenele, adică subiectele de la teze și de la elementele de clasa 10-a și a 11-a, 11-a și a 12-a, n-au nicio problemă. Era mare împarcare, dar la bacalaureat a căzut. La bacalaureat nu s-a întâmplat nimic și ăla a fost un punct crucial. După a luat-o foarte lungă până când a dat, a fost o pauză aproape de 2 ani de zile până a luat înapoi la facultate. Deci nu e pentru a străpunge sau afla niște lucruri de tipul meschin, între ghilimele. Dar în același timp, în cercetarea fundamentală, toată cercetarea fundamentală înseamnă răspuns la niște întrebări majore. În ce direcții? Cum să facem mai sustenabilă economia actuală? Cum să rezolvăm problemele de uitați-vă câte cârje, jumătate din producția de aparate sunt ca să mă deplasez într-o parte în alta. Toată lumea încearcă să facă pe cât se poate un carburator mai performant. Deci automat presupune implicit că e o mașină cu un motor. Dar dacă poate înțeleg spațiu-timpul, ce mai nevoie să mișc cu mașina.
Dar lumea nu se gândește să scoată mașina din discuție. Modernizează a 10-a decimală a carburatorului. Adică nu este din paradigma mișcării fizice. Dar de ce mă deplasez? Păi, o parte din deplasare o fac de bucurie, e minunat, dar alte deplasare o fac ca să intru într-un anumit. Acum avem, de exemplu, dialogul ăsta prin video, de exemplu, nu? Simbolii pot să văd de ce îl fac și să-l rezolv altfel. Ca să fie mai în orice caz, spre binele întregului sistem, nu spre binele meu, ca să am informații suplimentare, ca să, cum să spun, să-ți cucinutez vecinul. Deci până nu înțeleg chestia asta, va fi folosită ca magie neagră. Și v-ați sfătui să nu intrați în jocul ăsta, mai ales că noi ne uităm într-o problemă foarte specială pentru a înțelege ce înseamnă sensibilitatea condiției inițiale și a putea aplica matematic această teorie haosului, care în principiu e foarte ușor de ajunge la acest gen de abordare și îmi permit foarte scurt să vă arăt că nu-i mare lucru să faceți modelare matematică dacă aveți niște parte. Ce am aștepta noi de-a dumneavoastră? Că matematica rezolvării știm și noi. Vă sugerez cum a apărut această partea complementară, rațională, a acestei comunicări prin haos. Simplu. S-a pus problema dacă am un, cum să spun, vă imaginați că avem o insulă pe care poate să existe un număr finit de animale, de un singur tip, nu sunt competiționale, numai iepuri, să zicem, care se pot înmulți pe măsură ce consumă însă mâncarea de pe insula respectivă mai repede decât capacitatea de regenerare, rămân fără hrană și, la un moment dat, se vor mulți mai puțin, sau se va bloca mulțirea. Problema respectivă, să văd un fel de dinamica evoluției populației pe acea insulă. Și cum fac? Păi asta e dificultatea, să scriu asta de aici, nu matematica. Să definesc un model cât mai simplu. Există un număr de indivizi la un moment dat. Ei se mulțesc în timp în funcție de specie. Un iepure face, știu eu, 6 pui, unul poate să facă numai 2, unul face 20. Deci, cu alte cuvinte, în funcție de specie. Consumă hrana care se regenerează într-un anumit timp, fapt pentru care există o limită maximă de indivizi pe această suprafață. Viteza de mulțire depinde de numărul lor. Viteza de mulțire trebuie să se anuleze dacă s-a atins numărul maxim. Asta sunt ipotezele de lucru. Și întrebarea? În acest context, cum depinde numărul indivizilor în timp? Asta o facem împreună, asta este cel mai greu lucru. După aceea vine matematicianul. Ce face matematicianul? Pe simplu. Zice așa. X este, există un număr de indivizi. Noi putem cu X. Ei se mulțesc în timp, adică X depinde de T. Există un număr maxim, adică există X maxim, care e finit, o cifră, a 1000 de iepuri, mai mult nu se poate. De X pe de T, viteza de mulțire, cât sunt în unitatea de timp, cât sunt de iepuri, cât de mulți iepuri sunt, pe unitatea de timp, numește viteza, e singurul lucru mai complicat. Deci de X pe de T depinde de numărul lor. Adică de X pe de P depinde de X, de numărul lor. Viteza de mulțire depinde de cât de tare m-am apropiat de numărul maxim, pentru că ea trebuie să fie 0, conform ipotezei, dacă s-ar fi numărul maxim. Adică X maxim minus un maxim face 0. Și deci, cu alte cuvinte, conform teoriei, dacă știu că există o proporționalitate între ele două, ele devin egale dacă mulțesc o constantă. Deci, aceste două ipoteze se scriu în final această ecuație. Că viteza de mulțire depinde de KX pe de X maxim și X. Păi, vi se pare că e complicat chestia asta? E foarte logic. Este îngrozitor de logic. Mai departe nu contează, că mai departe trebuie să știți să rezolvați ecuația. Că aveți calculatoare acum care lucrează și formal. Îi dați calculatorul de X pe de T egal cu KX, vedeți care sunt soluțiile. Căci acum rezolvarea nu mai era o problemă, că nu vreau să vă facem rezolvator, să faceți 500 de ecuații de 27, că nu vă testăm cât de știți să rezolvați ecuația, că o face calculatorul. Dar trebuie să vă învățăm să puneți această teorie, aceste ipoteze în discuție. Care a fost șocul? Când s-a rezolvat ecuația respectivă obișnuită, în sensul întâmplător are și soluții ecuația respectivă, s-a ajuns la concluzia că nu e interesantă, pentru că e ca și când populația se umple frumos de iepuri și mor și rămân cumva constant tot timpul la saturația maximă a insulei. Deci nu există o fluctuație în dinamica numărului de iepuri pe spația respectivă, cum se constată în realitate. Și atunci această formalizare a fost lăsată deoparte ca fiind neconformă cu observațiile empirice. Da. Trece timpul și apare problema că nu rezolv toate cu creionul, cum se făcea până atunci, vine calculatorul. Calculatorul nu știe să lucreze cu ecuații decât acum lucrează formal cu ecuația scrisă așa de X pe de T. Înainte știa să lucreze numai discret, cu numere. Calculatorul calculează. Și practic ar trebui să se transforme ecuația aceea în această formă care este identică din punct de vedere formal, doar că e scrisă în discret. Deci s-a mutat problema din continuu în discret.
Și cine a făcut chestia asta? Unul care se numea Feigenbaum, care se juca cu un calculator de 4 operații, de la calculator simplu, de tot, de birou. Și cu calculatorul acela a devenit fondatorul teoriei haosului, descoperitorul celor două constante ale haosului, care sunt constante universale și care în principiu sunt considerate în momentul de față, după cuantică, a doua mare descoperire a secolului trecut. Ce a făcut? Simplu de tot. Echivalentul acestei ecuații ca să rezolv, trebuie să fac un mecanism ăsta recursiv în care valoarea inițială o bag în funcție, găsesc un rezultat, rezultatul aduc înapoi și de fapt nu fac decât repet această operație și generez un șir de numere, x1, x2, x3, fiecare fiind calculat din rezultatul anterior aplicat prin aceeași ecuație. Și se pune problema dacă șirul ăsta e convergent, trece timp de câte o cifră și crea acea cifră. Și surpriza fascinantă a fost că acea cifră, pe măsură ce parametrul de control acum acest R se modifică, aici e parametrul de control, cifra aceasta, soluția, dacă vreți, spre care tinde acest șir de iterate, soluția respectivă își modifică valoarea încet, încet, cum e și normal, până la un moment critic. Când brusc apare o comportare instabilă, aceeași ecuație, dintr-o dată, acest șir care era convergent, se splitează brusc în două subșiruri, care fiecare par și impar converg către două cifre diferite. Apoi prima bifurcație. Intrinsec în natura, n-am schimbat nimic, numai parametrul de control, care e o constantă, a făcut ca acest comportament să se schimbe intrinsec, nu că i-am pus eu o paranteză, că de la că e mai mare decât x, e o altă funcție. Aceeași funcție. Deci pentru prima dată, bifurcația mai apare în interiorul funcției, nu este un comportament experimental, empiric, în care văd că se comportă așa până la 20 de metri pe secundă și altfel să fac o funcție coacoladă. Chiar însăși funcția îmi structurează și îmi arată discontinuități și tranzițiile de genul ăsta. Deci, cu alte cuvinte, după ce am depășit primul punct critic, la stânga este o singură soluție, la dreapta sunt două soluții. Și dacă continui cu parametrul de control să crească, ce constat? Că distanța dintre cele două structuri atractoare, cele două soluții, se tomărește până la un alt moment critic, când fiecare devine iarăși instabilă și se sparge din nou în două. Și în loc să fie un singur șir, din 4 în 4 tind la o soluție, din 4 în 4 următoarele tind la altă soluție și final sunt 4 soluții. Și lucrul ăsta se continuă mai departe și se continuă mai departe. Și deci, cu alte cuvinte, la un moment dat, când parametrul de control e foarte finit, aici de la 2 la 4, când e 4, aproape de 4, din clipa respectivă, numărul de soluții este așa de mare, tot bifurcațiile sunt așa de multe, încât nu mă pot descurca și zic că este întâmplător, dar e determinist. Stați-vă aici. Ecuația e deterministă și șirul ăsta se scrie determinist, fiecare pas depinde de cel anterior. Deci de-aia se numește și haos determinist. Observatorul nu poate să vadă ritmologia respectivă, pentru că numărul de soluții până care trebuie să le observe ca să vadă că se repetă ceva, poate să fie 2 la 64. 2 la 64 poate să fie jumătate de miliard de ani. Se văd că se va repeta, după toate să aștept, nu știu cât. Și aici fiți atenți la următorul lucru foarte interesant. Am obiectul observat, un canal de comunicare și subiectul care observă. Întâmplarea, faptul că n-am predicție, poate să fie în toate cele trei puncte. Poate să fie prin însăși principiul obiectului observat, care principial este nepredictibil, cum e dezintegrarea radioactivă. Deci, cu alte cuvinte, dar ce se numește hazard. Hazard, în principiu, este, dacă pun cuvântul hazard din literatură, este sensibil la condiția inițială de o asemenea manieră decât nu se poate reproduce nimic. Deci, cu alte cuvinte, hazard este a fenomenului studiat. Impredictibilitatea datorită fenomenului însăși în esența respectivă. Aleator este cumva datorită apariției unor interacțiuni, interferențe neașteptate pe canal, pe legătura dintre, poate fi foarte fix, foarte determinist, obiectul studiat. De exemplu, obiectul studiat este salariul meu. Salariul meu este fix, este exact, dar venitul meu poate fi aleator, pentru că de timp mai iau o amendă, mai vine un plus, dar este nepredictibilă nu din cauza faptului că salariul este variabil, ci venitul e altceva. El este dat de niște interferențe pe lateral care nu le pot cuantifica. Și dacă zic haotic, este faptul că observatorul nu are capabilitatea să se sincronizeze cu realitatea pentru a putea vedea reproductibilitatea. Și totodată începem să înțelegem și să nuanțăm și să vedem pe ce perioade fenomenul, și mai ales când începe să fie mixt, e deja din ce mai sofisticat. Și care e poanta, de fapt, extrem de interesantă? Că remarcați că există o distanță între punctul de bifurcație până la următorul punct de bifurcație și remarcați că distanța se tot micșorează și asta a constatat Feigenbaum, că nu s-a întâmplat momentele astea, ci ele formează o progresie geometrică, deci se intră
ordonat în haos printr-o progresie geometrică din ce mai rapidă. Și mai mult bifurcațiile din 2 în 4 sunt simultane. Absolut simultane, că doi, deci o bifurcație, bifurcația fiecare, și asta simultane, și deci astea sunt punctele care formează distanțele respective, care, a căror raporturi formează o progresie, primă constantă de haos. Mai mult de atât, distanța de aici, distanța asta supra distanța asta, egal cu distanța asta supra distanța asta, astfel încât, în principiu, e un fel de structură autosimilară și pe X și pe Y, încât dacă decupez bucățica asta de aici, uitați-o, bucățica de aici, și vă măresc, este exact cea alintare, deci are proprietăți de autosimilaritate. De aici încolo s-au descoperit niște lucruri de nu vă vine să credeți, dintr-o singură parabolă. Parabola x pătrat minus x minus 1. Uitați-vă aici, că asta e de fapt de x minus x pătrat. Deci o ecuație diferențială de tip parabolic. Dacă o tratez analitic, dx pe dt nu are această proprietate. Numai dacă zic delta x pe delta t, adică dacă există granulometrie, dacă există discretul sau dacă există o interacție, o distanță între cauză și efect, o cuantă are această proprietate. Dacă are această proprietate, ia uitați-vă ce interesant. Eu, asta este fluctuația în succesiune, adică, de exemplu, în timp. E aparent întâmplătoare. Dar dacă fac numai atâta, fac o reprezentare xn, xn plus 1, adică șirul de numere de aici le împart în două categorii. Prima, a treia, a cincea, le pun pe X. A doua, a patra și așa ți-o pun pe Y. Voi vedea că, de fapt, ele se așează foarte ordonat. Deci, poate, uite, ce mai învață chestia asta? Că dacă știu să mă uit la date în cu tot o altă formă, e foarte predictibil ceva care era foarte nepredictibil inițial. Și atunci au apărut metode extrem de sofisticate de împachetare pe probleme de viață, pe probleme de... Când te uiți la asemenea grafice, ai senzația că cineva își bate joc de tine. Dar sunt reprezentări și sunt elemente care pot să controlezi haosul, să controlezi acest nivel de instabilitate. Și aplicația înseamnă, efectiv, probleme legate de comunicare, de împachetare informațională. Și, în final, toate se caută acum să identifici prin metode de genul ăsta, nu numai mintea, să vedem dacă un aparat poate să facă acest gen de cuplaj.